să dăm DM la 100 de branduri ca să vedem dacă primim vreun produs parte acestora. O să le scriem că ne place foarte mult ceea ce fac ei. O să le dăm DM-ul și vedem dacă primim ceva. La finalul vlogului o să vedeți toate pachetele pe care noi le-am primit după aceste mesaje. Ei bine, o să dăm DM la branduri precum Nike, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Crocs, Levi's, bă, o grămadă de branduri foarte, foarte mari. Și haide să începem. Primul brand este clar Nike și o să le scriem: "Hi. I really like your sneakers." Ok, le-am scris celor de la Nike: "Hi, I really like your sneakers. Can I get something for free?" Le dăm mesajul și acum așteptăm. Hai să trecem la următorul. Hai să le scriem celor de la Logitech. Salut! M-am apucat de gaming și voiam să vă întreb dacă vreți să îmi trimiteți și mie niște periferice. Hai să vedem ce urmează. Ok, le-am scris și celor de la LV, vă dați seama că nu știu dacă avem vreo șansă de reușită. Câte branduri am până acum? Am dat DM la primele 10 branduri, urmează un fast forward în care dăm DM la următoarele 90 și revenim cu clipul final în care, ghiciți ce, deschidem toate coletele pe care le-am primit. Au trecut 3 săptămâni și ghiciți ce, au ajuns toate coletele și în momentul de față avem 15 colete aici. A venit momentul să le deschidem pentru că și eu sunt foarte, foarte curios ce am primit de la aceste branduri, pentru că eu doar le-am dat mesaj dacă poate să-mi trimite ceva și să vedem ce putem obține doar dând un mesaj. Ei bine, primul colet pe care îl deschidem este cel de la Pandora. Ok, ceva mic, nu scrie nimic pe el. Interesant, bă, mi se pare tare că inclusiv Pandora mi-a trimis, dar cred că s-a gândit la tine la risatura aceasta Pandora. Ia să vedem ce avem aici. Doi cerceluși cu undă de zăpadă. Uitați-vă, nu știu cât de bine vedeți voi, o să vă pun acum un birol pe ecran. Cool, chiar cool cercelușii ăștia. Super mișto cercelușii ăștia, dar sunt cadou pentru tine. Îți dai seama că eu nu am ce să fac cu cercelușii ăștia. Hai să trecem la următorul colet. Deschidem aici surprize sau vrei seraveu? Vrei ceva? Ok, vrei surpriză, da? Ei bine, aici a fost ceva ce am dat mai mult DM pentru tine și nu știam dacă o să primesc. Ei bine, este de la Meliora. Meliora.ro, vedeți aici tot ce scrie. Cardul ăsta, îmi plac foarte mult cardurile astea. Mi se pare că dau o notă de calitate. Mama mea! Ia vezi ce am primit aici. Ia vezi puțin ce am primit aici. Deci, hai să vedem ce avem aici, prima oară. Beauty Sponge, Drama Queen. Perfect, fix ce ești tu. Mamă, cât de mișto e. Vezi că chiar e mișto. Beauty Brushes, pensule Larry. De-aia vezi, foarte mișto ăsta. Hai să vedem ce ne-au trimis cei de la Croc. Ce sunt ăștia? Ia stai un pic, că vreau să scoatem tot, că avem și ceva. Mi-au trimis și GB's din aia. Ok. Bă, ăștia, mie mi se pare că se duc în zonă de sneakers. Chiar dacă păstrează culul acela al crocșilor, mai ales că acum este o modă totală cu nebunia asta de croc. Ia vedeți cum este perechea asta, măsura mea, men, eu e 10-44, pentru că vă dați seama, le-am scris și ce măsură port când m-au întrebat. Ia vedeți pe ăștia de la Crocs. În momentul de față, toate perechile de crocs, din punctul meu de vedere, se pot purta și mega fashion. Adică am acum o pereche din aceasta care cred că e, nu știu cum naiba se numește, aia care are platformă, cred că platform crocs se numesc. Băi, sunt criminal și poți să ai niște outfituri nebune rău de tot în ele. Wanted? Bine, un brand românesc, îl știți foarte bine, este brandul Tonghi, lui Alex. Ei bine, acest pachet a fost special de Halloween și când eu i-am scris: "Bă, ai ceva să-mi trimiți pentru nebunia asta de vlog?" El mi-a zis: "Bă, o să trimiți niște pachete de Halloween." Și ghiciți ce? A făcut niște pachete speciale pentru noi. Vedeți cum scrie aici "Special for Georgescu"? Chestia asta mi se pare criminală, nu știu, mi se pare wow. Ok. Șapcă, bun, pe care scrie "Wanted Spooky Season Blood Soul Potion." Cred că este sos de roșie sau un sos picant. Marș. The Sneaker Freak. Uitați-vă puțin cât de mișto e nebunia asta, cât de mișto poate să arate și plus de asta este personalizată. Poza asta este thumbnail-ul de la clipul meu cu colecția mea de Adidas de anul trecut. Și ei bine au făcut nebunia asta în care au pus o față din aceasta, un scary face. Tare rău de tot, tare, și asta rămâne chiar aici, uite. Bam, aici o punem. Și avem și două tricouri, ok, ia vezi aici. Un tricou de la Wanted. Bine ăsta, dar ce mișto e roșu ăsta. Ia vezi roșu. Mai tare ăsta roșu. Mi se pare mult, 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 mult mai tare ăsta roșu. Hai să deschidem Logitech, ok. Ăsta este pachetul pe care îl avem de la Logitech cu hashtag-ul Better Together. Cred că e o campanie de-a lor pe care au avut-o acum, fix acum, pentru că ăsta mi-arată mie mai mult a PR pack. Marș! Bine, direct webcam de la Logitech. Ia vezi, webcam Logitech. Ceea ce e mega wow webcam-ul ăsta de la Logitech. O tastatură. Și în orice fel de tastatură, o tastatură mega subțire. Uitați-vă puțin cât de mișto e tastatura asta. Nu e tastatură din aia mecanică, într-adevăr, cred. Nici nu știu diferențele, eu nu mă pricep la astea cu calculatoarele și așa, dar mega cool tastatura asta, plus... Ia vezi aici, mamă. Ce deschidem, Larry? Sport Vision? Hai să deschidem Sport Vision. Bam, punem asta aici. Bine, eu i-am pe verde. Dar-s măsura ta. De s-a gândit la tine, Emi. Emi s-a gândit la tine când i-am trimis mesajele și i-am zis: "Bă, trimite-mi ceva de la Sport Vision și ceva de la Buzz." Și s-a gândit la tine că i-am pe ea pe verde și s-a trimis ție pe ăștia pe ne. Sunt mai tu. Sunt mult mai tu.
ăștia, decât aia verzi. Gen, culorile sunt mult mai tu. Îmi plac ăștia și băi, sunt mega, mega comoși. Și nu uitați, fraților, pe Sport Vision aveți și codul Georgescu pentru 10% reducere, la fel și pe site-ul celor de la Baz, dar lăsăm bazul la final pentru că v-am plictisit deja cu o grămadă de Baz la mine pe canal. Interesantă perechea asta de New Balance, îmi place cum arată. Descriem căștile, că am văzut deja căștile de la Achiris pe care le-am primit, căști Bluetooth din ce știu eu. Le mulțumesc mult și băieților de la Achiris pentru acest cadou pe care mi l-au trimis cu ocazia acestui clip. Și numai bine, eu n-am căști wireless la calculator când fac live-uri, căștile mele sunt tot de la Achiris, doar că nu sunt wireless. Ia vezi, Larry. Bune, nu? Și vezi că au și semi-noise cancelling, adică eu nu prea aud cine știe ce prin ele. Uite și urechiușele de care ziceam. Da, da-s roz. Uite urechiușele roz. Bun asta. Bă, mi se pare mega tare când un brand din acesta se gândește un pic mai departe de a face o cască, de a face un mouse, de a face, nu știu să zic, o tastatură utilizabile, de a aduce și o chestie de estetică în plus. Mi se pare mega cool să faci asta. Levi's? Ok, n-am lucrat niciodată cu Levi's, e un brand care n-am lucrat niciodată și mi se pare un brand mega cool. E un brand cu o istorie exagerat de mare, care chiar aș fi vrut să lucrez și poate o să lege ceva în viitor, doar că mi se pare mega cool că mi-au trimis ceva. Și nu mi-au trimis o pereche de bluși, fiți atenți, deci avem, cred că, o vestă. Nu era vesta asta de la Levi's, băi, eu n-am avut în viața mea veste, chiar vă jur că n-am avut în viața mea veste, am o singură vestă în momentul de față de la Mont, un brand din ăsta. Și a început să-mi placă, mi se pare chiar țin de cald, în momentul în care îți pui un hanorac și pui o vestă, ai rezolvat tot, poți să ieși așa iarna afară și nu-ți mai trebuie geacă. Cum se pare asta, Larry? E frumos, nu? Și plus de asta, materialul ăsta de raiat aici, îți dai seama ce material de raiat putea să folosească Levi's-ul? Ia, hai să pune și pe mine. E bună, nu? Vine ok? Cum vine? Vestă Levi's, sincer, mega cool, big up pentru Levi's, îmi plac foarte mult perechile de bluși de la Levi's. Mie Levi's mi se pare un brand mega iconic pe zona asta de bluși și mi se pare că au început să lanseze o grămadă de chestii mega cool, au ieșit din basic-ul acela pe care îl foloseau în anii 80, anii 90. Alt lucru care pe mine unul jur că m-a șocat este faptul că H&M mi-a răspuns. Imaginează-ți că eu am primit ceva de la H&M, ceea ce când eram mic nici măcar... Vrei H&M-ul? Fierb cu H&M-ul? Hai! Uitați-vă puțin ce packaging avem de la H&M, ce pungă mișto. Nu știu dacă punga asta se găsește în magazin în momentul de față. Ei bine, această pungă am primit-o eu de la H&M și am primit în ea un skate... Marș, cât de tare, ăsta direct pe set merge. Pă bune, ăsta direct pe set merge. Fii atent. Collection by Trevor Andrew. Ok, 100 de ani de la Disney, cred că nu? Disney 100X H&M, ce mișto! Bă, ăsta chiar e tare, ăsta a fost de vânzare în magazin? Nu știu dacă H&M vinde skate-uri în magazin. Cred că ăsta e collectible sau ceva, sincer. Momente din copilărie cu ăștia trei, adică n-ai cum să zici. Și e superb cum arată, designul lui este foarte mișto. Partea asta albă de aici, minimalistă, mega, mega cool. Nu s-a terminat, ci fii atentă, mai e ceva aici. Cam asta a fost cu punga de la H&M și hai să vedem primul aici și după vă arătă la marș. Marș cum e, cămașa asta? Ce mișto e cămașa asta și în același stil. Ba, astea au fost în magazin până acum? Sau urmează să se lanseze? Cât de cool poate să fie nebunia asta? Vai ce mult îmi place! Wow, big up, big up pentru această colaborare, sincer! H&M mai are niște colaborări și cu Keith Haring destul de interesante, dar și asta destul de interesantă cu Disney 100. Ca idee, ia uite-o cum arată, da? Deci uite-te puțin cum arată. Uite-te puțin cum e. Deci uite-te puțin cum e. E fix bomber jacket, fix cum trebuie, măsura M. Nu știu cum au nimerit cu M-ul asta, pentru că eu de obicei port LXL. Cât de mișto e. Superbă, nu? Are ceva pe spate? Marș, cât de mișto. Promit că o să fac un outfit cu cama, cu bomber jacket-ul ăsta. Ce mișto e bomber jacket-ul ăsta. Hai să vedem ce am primit de la CeraVe. Foarte mișto ambalajul. Big up pentru CeraVe. N-am lucrat niciodată cu ei. Big up maxim. Vă mulțumesc mult că ați trimis un colet. Ia să vedem ce avem aici. Ce avem aici? Cremă de hidratare facială aici. Ok. Loțiune hidratantă. Da, ăsta îl știu. De când eram mic, îl folosea sora mea și folosea fix nebunia asta. Și vă zic o chestie. Eu îl foloseam ca să mă spăl pe mâini. Și după am aflat că de fapt nebunia asta e ca să te speli cu ea pe față. Hai să vedem și ultimul produs, ce avem aici de la CeraVe. Ei bine, avem o cremă facială hidratantă, dar de data asta cu SPF. SPF 30. Ei bine, SPF-ul ăsta e mega, mega important. Eu am aflat chestia asta de la iubita mea, Larisa, care acum este în spatele camerei. Eu până anul trecut, probabil, eu nu cred că m-am dat cu SPF deloc când ieșeam pe afară. Eu știam că SPF-ul se folosește doar la mare. Ei bine, nebunia asta de SPF, sincer, cred că te salvează din foarte, foarte multe belele. Din ce am înțeles eu, inclusiv ridurile astea pe care le am eu puteam cumva să scap de ele dacă m-aș fi dat cu SPF înainte. Ia vedeți, ăsta e CCC-ul, l-ați văzut la început, mai avem și bazul, fashion drop-ul, trutusolul și Lidl-ul. Ce deschidem? Hai să deschidem bazul. Lidl? Nu, deschidem fashion drop. Fashion drop, hai să deschidem fashion drop. Ok, avem o cutie din aceasta cu sticăre de la Madhouse și Barrow. Hai să vedem ce este în interior. Ok, vă uitați voi. Ce e, Larry? Bun? Drăguț? Oh, shit, ok. Ok, un tricou roșu de la Evisu care este măsura M.
Ok, tricoul ăsta nu este măsura mea, dar eu le-am zis lor să-mi trimită absolut orice produs vor de la ei cu mențiunea că produsele de pe site-ul celor de la Fashion Drop, ghiciște, o să vi le dau vouă. Așa că, cine este top comment la acest vlog, va primi tricoul acesta de la Evisu sau acest tricou de la Madhouse, care este aici, care este tot size M. Care dintre ele două vă place cel mai mult la top comment, acela o să păstreze acest tricou. Pe lângă asta, celălalt tricou o să-l ascundem în oraș și primul care îl găsește, îl păstrează. Ia vezi! Mai avem și o pereche de șosete de la Madhouse. Folosesc cu șosetele astea verzi de la Madhouse pentru locul 1. Le lăsăm aici în cutie, o să pun și tricoul pe care voi îl alegeți. Scrieți în secțiunea de comentarii ce tricou vă doriți mai mult și top comentul o să le păstreze. Și poate mai plusăm până la final, poate vedem. Și poate până la finalul anului ajungem la suma de 150.000 de abonați pe canalul de YouTube și poate facem 150.000 și pe Instagram. Apăsați acolo pe butonul de subscribe, că ghiciți ce, pe voi nu vă costă absolut nimic. Ei bine, și cam asta a fost cu coletul celor de la Fashion Drop. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Mai avem Lidl, mai avem Baz, mai avem True to Soul. Si. Hai să deschidem bazul. I-am zis lui Emi, trimite-mi ce vrei tu, fac clipul ăsta, îmi trimiți și... Adidas, ok. Emi, care știa că sunt fanboy Nike, dar există și niște perechi la Adidas care mie îmi plac destul de mult. Hai să vedem ce avem aici, vă las pe voi să vedeți. Tare, Larry? Marș, ok. Perechi de Adi 2000. Bă, sincer, perechea asta, din punctul meu de vedere, este o pereche care anul ăsta s-a mega păstrat în topuri. Nu știu de ce. Inclusiv 6ix9ine a purtat-o la Bishpli, știți foarte bine perechea aia care s-a vândut. Fix în momentul în care 6ix9ine a aruncat perechea în public, au apărut poze cu ea pe OLX și se vindea cu 7-8.000 de euro, niște sume din astea exagerat de mari. Perechea asta este cu Condura. Ok, într-adevăr văd că materialele de pe ea sunt mult mai șmechere, adică materialele sunt net superioare față de perechea pe care o am eu normală de Adi 2000. Super cool perechea asta. Nu uitați că pe site celor de la Baza aveți și codul Georgescu pentru 10% reducere. Hai să deschidem True to Soul-ul, Lidl-ul și TCC-ul, le lăsăm la final. Wow, 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 wow. Știți hoodie-ul ăsta? L-ați văzut, cred că pe Rava deja. Nu știu dacă l-ați văzut de fapt pe Rava deja. Mamă. Cum e ăsta? Cum se vede, deci efectiv cum se vede, efectiv cum se vede, mi se pare că se vede criminal. Bă, nu sunt eu fan al acestor pietre, dar mi se pare că arată foarte mișto. Am văzut hoodie-ul ăsta pe site-ul lor de la True to Soul. Bă, da, e wow. Efectiv și cum arată pietrele astea, nu sunt eu mare fan. Nu știu, mi se păreau de cocalar înainte, nu știu de ce, poate ăsta era filmul meu de nebun și așa. Dar mie mi se păreau de cocalar. Ei bine, în momentul ăsta hoodie-ul ăsta chiar mi se pare cool și tați obțin cât de mișto se vede în lumină și îți dai seama ce poze cool poți să faci cu ăsta. Și ghiciți ce, și pe site-ul lor de la True to Soul aveți codul Georgescu cu 5% reducere, link în descriere la orice produs 5%, așa că intrați acolo dacă vreți să comandați ceva de pe site celor de la True to Soul, pentru că ghiciște au toată colecția celor de la Spider. Ești fiartă cu Lidl-ul, nu? Mamă, m-a luat spate. Jur, greu, rău, rău, rău. Ia vezi, Larry, suc de mere direct din cămara noastră. Ce mișto! Fursecuri cu stafide, ai mâncat când erai mică, nu fursecuri cu stafide. Ai mâncat 100% când erai mică, sfăcea mama ta, sfăcea cineva și 100% ați mâncat și voi fursecuri din acestea cu stafide. Vai, cât de mișto arată. Pare rău, dar mi s-a făcut mega poftă. Vrei și tu, nu? Ia. Mamă. Mamă, cât de bune sunt, îți jur. Sărățele cu susan. Vrei și tu, nu? Bune și astea, rău. Aici avem dulceață de zmeură și dulceață de afine. Vai, deci ador afinele, jur. Știi și tu de fapt cât de mult îmi plac afinele și zmeura. Cornulețe fragede cu umplutură de nucă. E incredibil, nu? Hai să băgăm unul, n-avem ce face. Bă, bune, chiar foarte bune. Foarte mișto. Un alt lucru care mi se pare mega cool este faptul că Lidl susține foarte, foarte mult producătorii locali și le permite să-și vândă marfa în magazinele acestora, pentru că sunt un detail lanțul de magazine. Și imaginați-vă că pentru un producător local să-și vândă marfa într-un magazin de genul este ceva super, super șmecher din punctul meu de vedere. Big up Lidl, mulțumesc mult Lidl pentru produsele pe care ni le-ați trimis. Hai să vedem ce avem aici. Deci de la CCC, detail coletu, Adidas, haine, ce naiba avem? Mă simt ca la un mystery box, 3 perechi de Adidas și jur. O pereche de la Adidas, o pereche de la Champion și încă o pereche de la Reebok. Bine, rău. Hai să vedem perechea de la Adidas. Ce avem aici? Ok. O pereche care se aseamănă foarte mult cu perechile de samba. Și știți ce fac cu ea? Pentru că se aseamănă foarte mult cu tricoul ăla. O plusăm pentru top comment. Ei bine, avem pentru top comment și această pereche de Adidas de la CCC, pe care o vedeți chiar aici. Top comentul tricoul, pentru că probabil o să alegeți Evisu, toți n-o să alegeți Madhouse-ul. Și această pereche de Adidas de la Adidas. Hai să vedem ce avem de la Champion. Marș, mă, marș. Marș, gen. Nu, nu. Nu, wow. Wow. Bă, wow, ce mișto sunt. Vai cât de mișto sunt ăștia. Vrei să dai bani pe pereche care se aseamănă cu lambanurile 215-le? E real. Ok. Ăștia cred că sunt ceva de basket, sunt ceva performance sau sunt lifestyle? Ah, sunt tot de aia cu pompiță, gen. Apeși aici ca să ți se umfle limba, ca să ți se strângă Adidas-ul. Vai, cât de șmecher. Și mișto culoarea, da. Foarte mișto culoarea și prețul avem pe ei 450 de lei. Bă, uitați-vă puțin ce perechi de Adidas și ăștia de la Adidas 370 de lei. Băi, deci în ziua de astăzi tot ce trebuie să faci ca să te îmbraci bine este să cauți perechea potrivită pentru tine și la orice brand. Uitați-vă puțin ce a reușit să facă Champion. Vă jur, perechea asta o să intre în sneaker rotation-ul meu, o să o pun afară și o să încep să o
suport, chiar mi se pare cool. Dacă a fost back to school-ul, n-aveam cum să nu primim și un ghiozdan de la Vans, ok? Mamă, de un ghiozdan din asta mic, în care poți să-ți bagi efectiv toate chestiile de care ai nevoie când te duci pe munte, când te duci absolut oriunde. Am mai așteptat 2 săptămâni. Ei bine, n-am scos acest clip, dar ghiciți ce, am ajuns la 16% rata de reușită pentru acest vlog, pentru că am primit al 16-lea cadou de la un brand. Ei bine, acest cadou este de la BNIB, știți foarte bine brandul, brandul lui Dani. Îl știți foarte bine, am lucrat cu el acum un an de zile și ghiciți ce, s-a decis și el să-mi trimită un cadou, așa că haideți să vedem ce am primit de la Dani. Băi, deci tricoul ăsta, îi ziceam lui, fix de după ce am terminat eu să colaborez cu el, îi zisesem, bă, vreau tricoul ăsta, îmi place foarte mult, este McDonald's cu Cactus Plant Flea Market. Ei bine, acest tricou, din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai frumoase tricouri pe care le-am văzut eu la un brand în ultima perioadă. Într-adevăr, materialele nu sunt cele mai wow, dar asta e, n-ai ce să faci. Thank you so much, bnib.ro, intrați și la ei pe site, v-am zis toate brandurile pe care le-am avut în acest clip și da, fraților, mulțumesc mult, asta a fost un insert așa de final, pentru că mi-a mai ajuns ceva la final, aveți outro-ul imediat acum. Băi, și cam asta e ce am primit în acest clip în care am dat DM la 100 de branduri. Uitați-vă puțin ce am putut să primim, este efectiv aici full. Cred că cam asta e cu vlogul ăsta, vreau să le mulțumesc absolut tuturor brandurilor care au trimis vreun produs în acest clip și big up pentru ele, puteți să le dați follow pe Instagram la absolut toate, H&M, Fashion Drop, Crutusol, CCC, Wanted, Buzz, Sportvision, Lidl, CeraVe, Meliora, ce mai avem, Pandora, Crocs, nu mai zic Crocs și care sunt chiar aici, tastatura Logitech, Akiris, mamă, băi, câte branduri și câte chestii, bă, vă mulțumesc exagerat de mult, pentru că doar din cauza voastră am reușit să ajungem să primim aceste colete de la asemenea branduri. Și da, fraților, cam asta a fost cu vlogul de azi, ca de fiecare dată, nu uitați de like, share, comment, subscribe, toate alea, relintați să-mi dați follow pe Instagram la Georgescu, apăsați butonul ăla roșu de subscribe și da, fraților, eu am fost Georgescu și ghiciți ce, ne vedem data viitoare, v-am pat, pa!